CS Mioveni deschide sezonul de primăvară în fotbalul din Liga Secundă. Galbenverzii vor primi vizita celor de la Dunărea Călăraș, echipa aflată în partea inferioară a clasamentului, într-un joc din cadrul etapei a 22-a și care va avea loc cu începere de la ora 18. Tehnicianul Alexandru Pelici a prefațat confruntarea de vineri de pe stadionul orășenesc într-o conferință de presă, spunând că este foarte important ca elevii lui să fie conectați la miza jocului pentru a reuși să obțină prima victorie oficială din acest an. Așteptăm cu încredere începutul de campionat. Ne dorim să pășim cu dreptul în aceste 13 jocuri care au mai rămas de disputat și să culminăm această lună martie, când am zis, cu un nou joc în Cupa României, cu un joc bun și de ce nu să ne jucăm șansa și să încercăm să trecem și de voluntari. Și președintele clubului, Dumitru Olteanu, a vorbit despre importanța lunii martie pentru echipa din Mioveni, mai ales că galbenverzii sunt angrenați în două competiții majore, campionat și Cupa României. Oficialul din Mioveni s-a arătat destul de optimist în acest sens, mai mult își dorește ca echipa pregătită de Alexandru Pelici să obțină chiar promovarea la finalul acestei stagiuni. Dacă putem în primele trei, e perfect, ceea ce implică și promovarea. Cupa României, să spunem așa, este un bonus. Obiectivul nostru a fost să jucăm cu echipa din Liga 1 aici la Mioveni. Am reușit mult mai mult de atâta și de ce nu, ne-am dorit foarte mult să jucăm cel puțin o semifinală. Vom vedea, echipa este pregătită, meciul cu voluntari nu va fi ușor. De partea cealaltă, antrenorul Dunării Călăraș, Adrian Mihalcea, are ca obiectiv în acest mini-retur să mai recupereze câteva poziții în clasament, iar din vară să formeze o echipă mai competitivă pentru sezonul viitor. Înaintea confruntării de vineri, CS Mioveni ocupă poziția a 6-a cu 34 de puncte, iar oaspeții din Călăraș se află pe poziția a 12-a cu 23 de puncte. În tur la Călăraș, cele două formații au terminat la egalitate, 0-0. Jocurile din cadrul etapei a 22-a din Liga a 2-a se vor disputa după următorul program. Vineri 24 februarie, CS Mioveni, Dunărea Călăraș. Sâmbătă 25 februarie, FC Academica Clinceni, CSA Fumați. Luceafărul Oradea, Sepsi Oseca Sfântu Gheorghe. Metalul Reșița, Unirea Târlungeni. Foresta Suceava, ASU Politehnica Timișoara. CSM Râmnicu Vâlcea, CS Balotești. Juventus București va sta, Chindia Târgoviște va sta, FC Brașov, Olimpia Satu Mare. Duminică 26 februarie, Dacia Unirea Brăila, UTA Bătrâna Doamnă.